45 and 46. Citim versetele 45 și 46 din Matei 15. The smallest parable in the Bible. Este cea mai scurtă pildă din Scripturi. Matthew 13:45. Matei 13:44. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man. Împărăția cerilor se aseamănă cu o comoară scurtă. What do you say? The kingdom of the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearl. Matthew 13:45. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Okay. Pay attention here. It's talking about the kingdom of heaven. Se vorbește despre împărăția cerurilor. There is a comparison. Este o comparație. It is like a merchant man. Este ca un negustor. Let me ask the young people here. Vreau să-i întreb pe tine de acolo. Who is merchant man? Cine este negustor? He's not a businessman. Nu este un om de afaceri. It is a little bit different from the businessman. E puțin diferit decât omul de afaceri. Although he is a businessman, cu toate că este un om de afaceri, a merchant is having a specific business. Negustorul are un business, un obiect de afacere distinct. Like a gold merchant, silver merchant. Poate să fie un negustor de aur, un negustor de argint. So a merchant deals with a specific product. El se ocupă de un produs specific. And the merchant man looks for the product. He goes to the place. Că negustorul se uită după produsul pe care îl caută. For the businessman, the product comes to him. La omul de afaceri, produsul vine la el. And the merchant man, he goes and looks for. Dar negustorul se duce el și caută produsul respectiv. And this one is a specific businessman. Este un negustor specializat. He is looking for a goodly pearl. El caută mărgăritare frumoasă. What is pearl? În engleză spune că el caută perle. Ce este o perlă? The pearl is perla este a precious gem. Este o piesă o piatră prețioasă. It is nature. Naturală. Man has no part in it. Omul n-are nicio parte în producerea ei. Totul s-a format natural. Let's say diamond, emerald, man. Ca și imaginație, un diamant, un emerald, omul trebuie să îl taie, trebuie să îl lustruiască. But until man makes a specific cutting, it has no value. Până atunci era o piatră. Până când omul a investit munca, nu avea nicio valoare. Nothing, just to pick it up. Dar cu perle total diferit. Doar ei o culegi de acolo și e frumoasă, strălucitoare. Ready to use. Este gata de a fi folosită. So the kingdom of heaven is like unto a merchant. Cerilor se aseamănă cu un negustor. Who is looking for goodly pearls? Nu orice fel de perle, perle prețioase, perlele cele mai bune. Verse 46. Citim versetul 46. Who, when he had found one pearl of good, un mărgăritar de mare preț, went and sold that he had. And se duce, devinde tot ce are, what did îl cumpără. Ce face? When he had found one, și când a găsit una, he went and sold everything that he had and bought. Se duce și vinde tot ce are în ordine ca să poată cumpăra această piesă. So this is the smallest parable. Și este parabola cea mai scurtă. Let us dissect this word. Haideți să disecăm fiecare cuvânt în parte. Now let us look into the merchant man. Să ne uităm la negustor. The merchant man has a definite purpose. El are un scop precis. What is the purpose? Care este scopul său? Looking for a pearl. El se uită pe perle. Not just a regular pearl. Nu lucruri regulate, the best of all. Cea mai bună dintre toate. My dear young people. Iubiții mei tineri. Without purpose. Fără un scop precis. You cannot progress. Nu puteți progresa. Without purpose. Fără scop. You cannot reach the height. Nu puteți atinge înălțimile. The spirit of prophecy says. Spiritul profetic spune. We should be second to none. Noi trebuie să fim mai presus de orice.
superior to all. Superior tuturor. You must have a purpose. Trebuie să ai un scop, o țintă în viață. Țintiți sus. Always aim high. Întotdeauna țintiți Then you can reach higher. Și poți atinge înălțime. Otherwise, you have a target. Veți greși ținta. If you do not have aim, dacă nu aveți un scop, there is a proverb in English. E un proverb în limba engleză. Aimless bring restlessness. A lucra fără țintă ești totdeauna aduce neodihnă. The restlessness agitation. E un fel de agitație. And agitation bring confusion. Și agitația aduce confuzie. Today the agitated people have depression. Și oamenii agitați astăzi ajung la depresie. Depression brings stress. Și depresia aduce stres. And that puts you into stress related problems like a stroke. Și bineînțeles, cu asta vin problemele relaționate cu stresul, so, probleme cardiologice, young people. Și mai departe. Așadar, tine, must have a purpose. Trebuie să aveți un scop în viață. Without purpose, fără scop, you cannot reach happiness. Nu puteți atinge fericirea. The Bible says, Biblia spune, rejoice in the Lord always. Bucurați-vă în Domnul, totdeauna. Philippians 4:4. Filipeni 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, bucurați-vă în Domnul, totdeauna. Bucurați-vă. Number 2. Numărul 2. This merchant man had a definite standard. Acest negustor are un standard precis. He did not want to get one substandard one. He wanted to get the best standard one. El nu e mulțumit cu lucrurile obișnuite. El vrea ce este mai bun. And we need to set our affection on the standard which God has set. Și noi trebuie să stabilim standardele noastre. Trebuie să țintim la lucruri înalte. Book of Isaiah chapter 59 verse 19. Isaia 59, citim versetul 19. And it says that God set the standard. Și aici învățăm că Dumnezeu a pus standardul. And we have to stand on that standard which God. Și noi trebuie să stăm la standardul. For the one of time I don't read, you can read at home. Isaiah 59:19. Number 3. Numărul 3. Okay. Number 1, he had a definite purpose. Numărul 1 are o țintă precisă. Number 2, he had a definite standard. Și are un standard definit. Number 3. Numărul 3. He had a sense of value. El are un sens al valorii. What is the value of this? Care este valoarea acestei? This little pearl in front. E o piesă micuță. Oh, that he had. Tot ce are. He sold and a vândut tot ce avea. Și cu prețul câștigat. That means this pearl is everything for him. Asta înseamnă că valoarea acestui perle era tot ceea ce el putea gândi. He does not want to compromise. El nu vrea să compromită. The standard and the value. El nu vrea să compromită nici standardul, nici valoarea. We must define a life full of value. Noi trebuie să definim o viață plină de valoare. And if we do not understand the value of a life, dacă nu înțelegi valoarea vieții, and you become useless. Devine folositor. Number 4. Numărul 4. He had the spirit of sacrifice. Are și manifestă spirit de sacrificiu. How? Cum? He sold everything. Am citit, el a vândut tot ce avea pentru această perlă micuță. Și a cumpărat. So my brother, he had a high purpose. Are o țintă înaltă. He had a noble standard. Are un standard nobil. And he had the proper sense of value. Și are un sens corect al valorii. And he had a great spirit of sacrifice. Și manifestă un spirit de sacrificiu. In the book of Christ Object Lesson. În cartea Pildele Domnului. Page 117 and 118. La paginile 117 și 118 citim. And the spirit of prophecy apply to application. Această pildă are în realitate două aplicații. Who is this merchant man? Cine este negustorul?
Jesus. Domnul Iisus. Who is the pearl? Cine este perla? You. Tu ești. Și eu sunt. He emptied heaven. El a golit cerul. For the sake of one sinful man. Pentru un singur păcătos. The worthless dust. De cel mai fără valoare. Jesus emptied Bob de praf. Pentru un păcătos, Domnul Iisus a fi golit cerul. Okay, now, acum, this is one application. Asta este prima aplicație. Another application. O altă aplicație. We are the merchant man. Noi suntem negustorul. And the truth is the pearl. Și adevărul este perla de mare preț. What is truth? Ce este adevărul? Jesus. M-am învățat. Adevărul este Domnul Iisus. You remember? Vă amintiți studiul? John 14:6. Ioan 14:6. And Jesus is the complete system of truth. Domnul Iisus este sistemul complet al adevărului. We should look for this good pearl. Ar trebui să ne uităm după acest măritat. Și dacă îl găsești, what we should do? Ce facem pentru acesta? Everything that we have. Dai tot ce ai. What we have. Ce avem? The crooked heart. O inimă mâșită. The sinful desire. Dorințe păcătoase. This is all we have. N-avem nimic bun. Do you agree with me? Sunteți de acord cu ceea ce spun acum? Give everything that you have for to surrender. Aceasta înseamnă supunere, aceasta înseamnă consacrare completă. Not little for me and little for Jesus. Give me all. Puțin pentru mine, puțin pentru Iisus. If you give your broken heart, dacă dai inima ta zdrobită, He gives us a new heart. Îți va da înapoi o inimă nouă. If you give you a contrite spirit, dacă dai spiritul tău umil, He gives us a new spirit. Îți va da un nou spirit. And He makes us whole. Și ne va face întregi. My brother, frații mei, we need to recognize, ar trebui să ne recunoaștem, our purpose, scopul nostru, standardul, and the value, și valoare, and the spirit of sacrifice, și spiritul de sacrificiu. And a little bit more in for conclusion. Și pentru concluzie, încă puțin. The pearl. Perla. What makes the pearl? Cine face perla? Little rock. Este o bob de nisip. Which makes a little irritation. Și irită acolo. Then some thing extracted is grow and și grow. Și scoica se crede ceva și crește și crește, se tot depune acolo ca să o facă mai puțin irritantă pentru organismul. If we don't fall upon the rock, dacă nu cădem pe stâlp, we cannot shine. Nu putem străluci. What makes the pearl value? Ce face perla prețioasă? It's not man. Nu este omul. It's God. Este lucrarea lui Dumnezeu. The more fall upon the rock, the more the shine. Cu cât cazi, ne stâncă mai mult. And the Bible says, let your light shine before others. Zice, așa să lumineze lumina voastră înainte altora. And where is the pearl from? Și unde găsești perla acum? Where? Unde? At the bottom of the ocean. Pe fundul oceanului. And what is water represents? Și ce reprezintă apa? In the Bible. În Biblie, când întâlnim cu ape mari. The Lord takes you out from the bottom of the ocean, de pe fundul oceanului, and makes you precious. Te scoate și te face prețios. And placed on the crown. Și te va plasa în coroana sa regească. The pearl value is changed depends on who possesses. Valoarea perlei depinde. Depends on who owns it. Valoarea perlei depinde de cine o stăpânește. And if it is possessed by the king. Dacă a fost în posesia regelui. And so value increases. Valoarea crește. And by pearl itself it does nothing. Prin ea ca perlă nu valorează. You take a stone and you take the pearl and take a hammer and knock it. Tu poți să o lovești cu ciocanul. What is there? Ce e acolo? Nothing but the powder of wine. Nu e numai pulbere. But if it is on the crown of the king. Dar imaginați-vă aceeași perlă care în ea însăși nu are altă valoare, că e o pietricică pusă în coroana regelui. May God help us. Fie ca Domnul să înțelege. We will have this sense of value. Vom avea acest sens al valorii. And just in conclusion.
Și concluzie? There was a man. Era un om in Tanzania. În Tanzania. He had a rock in his hand. Avea o piatră mare în mâna sa. He thought that was a precious stone. Și se gândea că piatra asta e o piatră prețioasă. To every jewelry to sell. Și s-a dus la orice magazin de bijuterii să vândă piatra lui. He wanted only $10. Și nu cerea decât $10 pe piatra asta. Nobody wanted. Bineînțeles că nimeni nu a vrut piatra lui. It's not even worth $1. Și că nu valorează niciun dolar măcar. Și l-a trimis și îl ducea mai departe la altcineva. Finally, he didn't know what to do. Și nu mai știa ce să facă. He gave it to somebody for $1. Și până la urmă a vândut-o cu $1. And the somebody found it. Și cineva a găsit. This was Tanzanite. Că asta e Tanzanite. It's a very, very precious, very expensive. Nu, e un metal prețios acolo. It is found in only one place in the whole world. Și în toată lumea, metalul ăsta nu se găsește decât într-un singur loc. It is 50 times more expensive than platinum. Este de 50 de ori mai scump decât platina. The man did not know the value. Dar omul nu știa valoarea. He wanted to sell it for $5, $10. A cerut la început $10, vă vindea și pentru $5. Finally he sold it for $1. Și până la urmă, dacă nimeni nu i-a dat, a vândut-o și cu $1. He did not know the purpose and value. N-avea nicio țintă, n-a cunoscut valoarea. And the standard. N-avea niciun standard. And today. Și astăzi. That one, that Tanzanite he wanted to sell. Și a cerut for $1. Voia să vândă pentru $1. Is what acel metal din piatra respectivă are ca valoare? 2.3 billion. 2.3 miliarde. Imaginați-vă, 2.3 miliarde valoare într-o singură piatră. Brethren, fraților, we are precious than that. Sunteți mai prețioși decât acest Why? Metal rar. The whole heaven. Pentru că întregul cer is the value of you and me. Vă valorează. For Jesus. Vă prețuiește. And we Domnul Hristos. Need to accept his grace. Și trebuie să acceptăm harul său. One sinner. Un singur păcătos. Cost total heaven. A costat întregul cer. The kingdom of heaven is like unto a merchant. Împărăția cerilor este ca un negustor. Seeking for goodly pearls. Căutând perle prețioase. When he had found one. Și când a găsit una. He sold all se duce și vinde tot ce are. And bought that. Și o cumpără. It's me. Acesta sunt eu. It's you. Acesta ești tu. May God bless us. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze. With his grace. Cu harul său. Amen. Amin.